Sarea e buna la fertură, dar să nu o pui peste măsură. Vă salut, dragii mei și dragile mele! Astăzi nu vom prepara măsculiță, măcar că 2 săptămâni în urmă am publicat o măsculiță din Nahut. Și mulțumesc tuturor care au fost receptivi și să scrie pentru cum... ca să... Mulțumesc pentru cei receptivi, ce au scris în comentarii cum prepară Nahutul. Dar doamna Ruth m-a rugat să vă arăt cum eu prepar și cum iubesc Nahutul. Aici vedeți nahutul fiert. Eu îl moi pe timp de noapte, în apă rece, și el se umflă natural. Apoi l-am fiert, unde am adăugat puțină, puțină sare la sfârșitul fierberii. Aici am pregătit o porție de pastă. Am fărâmat nahutul. O să vedeți pentru ce la final. Am aici condimente, bazilic și coriandru, mărar, morcov, ceapă și bazilic proaspăt. Dar la început de a prepara, vreau să adaug susam în porția aceasta care eu am selectat-o, o linguriță de ceai de semințe de susam. De ce am adăugat susam? Vreau să vă spun că nahutul este foarte, foarte bogat în substanțe nutritive. Eu îl folosesc în loc de carne, fiindcă mănânc foarte, foarte rar carne. Nu zic că nu mănânc, dar undeva la 2 săptămâni, la 3, am gust și vreau să mănânc o bucățică de carne. În rest, fac accent la boboase. În afară de proteine, nahutul are minerale: calciu, fier, magneziu și desigur că ferul avem, desigur că scopul nostru ca să se absoarbă proteinele și ferul din nahut în organism. De aceea am ales această porție, am adăugat susanul care ajută la absorpția ferului. În afară de aceasta, după ce preparați nahutul, la fel folosiți și lămâia, vitamina C, care la fel ajută la absorpția ferului. De ce coriandru și bazilic sunt condimentele preferate a boboaselor? Bazilicul și coriandru au un efect antisimfonie, la fel ca și mărarul. Faptul că se moaie nahutul pe noapte se fierbe mai bine și la fel cu scop antisimfonie și ca să nu fiarbă mai mult, să nu se distrugă mineralele. Și dați ce o să fac pentru prima și să începem a găti nahutul. Mulțumesc pentru cei receptivi ce au scris în comentarii cum prepară nahutul. Dar doamna Ruth m-a rugat să vă arăt cum eu prepar și cum iubesc nahutul. Aici vedeți nahutul fiert. Eu îl moi pe timp de noapte, în apă rece, și el se umflă natural. Apoi l-am fiert, unde am adăugat puțină, puțină sare la sfârșitul fierberii. Aici am pregătit o porție de pastă. Am fărâmat nahutul. O să vedeți pentru ce la final. Am aici condimente, bazilic și coriandru, mărar, morcov, ceapă și bazilic proaspăt. Dar la început de a prepara, vreau să adaug susam în porția aceasta care eu am selectat-o, o linguriță de ceai de semințe de susam. De ce am adăugat susam? Vreau să vă spun că nahutul este foarte, foarte bogat în substanțe nutritive. Eu îl folosesc în loc de carne, fiindcă mănânc foarte, foarte rar carne. Nu zic că nu mănânc, dar undeva la 2 săptămâni, la 3, am gust și vreau să mănânc o bucățică de carne. În rest, fac accent la boboase. În afară de proteine, nahutul are minerale:
calciu, fier, magneziu. Și deci scopul nostru ca să se absoarbă proteinele și fierul din nahut în organism. Deci am ales această porție, am adăugat susanul care ajută la absorpția fierului. În afară de aceasta, după ce preparați nahutul, la fel folosiți și lămâia, vitamina C, care la fel ajută la absorpția fierului. De ce coriandru și bazilic sunt condimentele preferate a boboaselor? Bazilicul și coriandru au un efect antisimfonie, la fel ca și mărarul. Și să începem a găti nahutul. Voi adăuga un pic de bazilic, coriandru. E bine condimentele să fie încălzite, fiindcă substanțele active din coriandru și bazilic se vor activa în timpul încălzirii. Am adăugat un pic de fiertură de nahut. Lasă se înnebușe 5. O să lasă se înnebușe 5-7 minute. Dacă va fi necesar, o să mai adaug fiertură. Adăugăm nahutul. În pasta cu susan am adăugat un pic de fiertură, să fie un pic mai lichidă și ca nahutul nostru să se primească ca în sos. Nahutul în sos este gata, eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc să aveți frumusețe interioară și exterioară. Neam, neam! Vă aștept și la alte filmulețe! Cu drag de voi, Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos.